Lucrările la parcul din zona Coloanei Infinitului au fost finalizate urmând recepția acestei lucrări, care va avea loc pe data de 1 decembrie. Este vorba despre terenul pe care municipiul Târgu Jiu l-a primit ca donație din partea Mariei Banu Ertegiun, cea care și-a manifestat dorința amenajării unei zone care să se integreze parcului de la Coloană. Lucrările au fost realizate din bugetul local și cuprind un spațiu verde și o alee de granit, unde vor fi montate bănci. Iluminatul este unul modern, bazat pe corpuri de iluminat de tip LED. De aceste lucrări s-a ocupat societatea Edilitara. Sunt finalizate, mai urmează procesul de recepție, a fost însămânțat chiar și gazonul pe acel părculeț pe care l-am primit de la Fundația Infinitu. Urmează că pe data de 1 decembrie, ținând cont de faptul că este ziua națională, să inaugurăm acel părculeț în prezența familiei domnului Stoica și a doamnei Irinel Stoica. Valeriu Stoica și Inel Stoica sunt, până la urmă, promotorii acestui proiect, pentru că dumnealor au ținut legătura cu Fundația Infinitu și cu Maria Ertegiun Banu, cetățean român plecat în America, cea care ne-a și donat acea suprafață foarte mare de teren, 2640 de metri pătrați, cu o singură clauză, ca să punem acolo un totem în care să aducem aminte celor care vor ajunge în zona parcului de la Coloana Infinitului, că acel teren a fost realizat printr-o donație venită de la Fundația Infinitu. Noi, pe bugetul local, am realizat acel părculeț. Cred că toată lumea, sau cel puțin târgujenii, și aduc aminte ce era înainte acolo și ceea ce este acum. E un proiect realizat de către Dorin Ștefan și într-un fel avizat de către Fundația Infinitu, pentru că noi am ținut legătura și ulterior cu Fundația Infinitu, cea care ne-a donat acel teren și a dat acceptul pentru acest proiect, iar pe data de 1 decembrie avem bucuria să-l prezentăm târgujenilor, deși el este și acum un parc deschis și cei care trec pe acolo pot să-l vadă, nu l-am închis, dar va fi o inaugurare festivă în prezența, așa cum vă spuneam, a domnului Valeriu Stoica, fostul ministru al justiției, și a doamnei Irinel Stoica, care este târgujeancă de-a noastră și care a ținut în mod deosebit pe relația pe care a avut-o cu reprezentanții Fundației Infinitu și, în primul rând, cu doamna Maria Ertegiun Banu, ca să poată să ne doneze acel teren cu o valoare și sufletească, pentru că fiind târgujeancă și-a dorit acest lucru, dar și financiar. Dacă discutăm de un teren evaluat la câteva sute de mii de euro bune pe piața municipiului Târgu Jiu.